Românii au sărbat în data de 24 ianuarie Mica Unire sau Unirea Principatelor Române. Unirea Principatelor Române din anul 1859, fără de care nici Marea Unire din 1918 nu s-ar fi realizat, este momentul în care statul român a intrat în perioada sa modernă prin reformele începute sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza și a fost primul pas important pe calea înfăptuirii statului național unitar român. Anul acesta s-au împlinit 155 de ani de la înfăptuirea acestui eveniment, iar primăria municipiului Petroșani a marcat această zi importantă pentru toți românii. Practic au fost puse bazele, în acel moment au fost puse bazele statului modern român și iată că astăzi, la 24 ianuarie 2014, sărbătorim această mare zi, pentru că atunci, dacă vreți, sau de atunci încoace, există în sistemul sau în societatea românească foarte multe lucruri și instituții care și-au avut rădăcina acolo. În sala de marmură a primăriei din localitate au avut loc mai multe acțiuni realizate de către elevii de la școlile din Petroșani. Mai mulți martori din dosarul Uricani 2011 au fost audiați astăzi de magistrații de la Petroșani. Termenul nu a început așa cum ar fi fost normal, ci a debutat cu un schimb de replici tăioase. Avocatul Daniel Ionașcu, cel care o substituie pe Paula Iacob, a cerut să fie scutit de amenda pe care a primit-o la termenul trecut. Eu cu doamna președintă personal am vorbit în contextul unei susținere a tezei de doctorat. Mi s-a și spus termenul pentru care se amână și am spus limpede, dacă nu se poate amâna, am să fac totul, vă rog să amânați pentru ora două când am să ajung. Consta cu stupoare că s-a pus problema în sala altfel. Pe am o rugăminte, cel puțin cu mine, să nu se vorbească ceea ce nu e adevărat. Pentru că atunci am o altă problemă. Dacă eu sunt într-o anumită discuție și vreau să folosesc cel mai blând, driblat, adică una vorbesc și alta se face, am rugămintea personală, indiferent cine este, acea persoană să nu mai se de vorbă cu mine și nici să nu intre în dosarele mele. De ce? Pentru că nu cred în cuvântul ei. Celebrul avocat Daniel Ionașcu este apărătorul a doi dintre inculpații în dosarul exploziei de la Uricani, în care și-au pierdut viața 5 oameni. Până acum, acesta a lipsit la mai multe termene. Dacă dumneavoastră puneți problema lipsei avocatului, trebuie să știți două lucruri. Că un avocat este om care se mișcă într-un spațiu determinat, absolut circumscris timpului și spațiului. În contextul acesta pot să apară probleme mai importante decât cele care pot să vină aici și atunci pui o cerere de amânare pentru a rezolva pe celălalt. La termenul de vineri au fost programați pentru audieri mai mulți martori. Valea Jiului așteaptă investitori. Și nu un investitor care să creeze doar câteva locuri de muncă, ci investitori care să le ofere celor de aici mii de locuri de muncă. Pentru acest lucru este nevoie de un parc industrial, iar Consiliul Județean Hunedoara sprijină dezvoltarea acestui aspect. Factorii sunt multipli. În general, nici în restul județului nu au venit foarte mulți de câțiva ani încoace, de 5 ani, datorită crizei economice. Asta e principalul motiv. Din potrivă, încă unele capacități economice s-au restrâns. Acum noi facem eforturi. E nevoie și va fi nevoie și de un parc industrial și în Valea Jiului, pentru că pe noua lege adoptată anul trecut, facilitățile pot fi acordate doar în interiorul parcurilor industriale. Asta înseamnă că investitorii se vor orienta acolo unde sunt parcuri industriale și unde pot beneficia de facilități. Sigur că e greu de făcut acest lucru, dar trebuie eforturi. Trebuie o suprafață de minim 25 de hectare. Consiliul Județean are în vedere, în asociere cu Primăria Șoimuș, realizarea unui asemenea parc industrial și sper că vom
reuși, sau cel mai sigur vom încerca și în Valea Jiului să găsim un asemenea perimetru și cu una sau alta dintre primăriile din Valea, acolo unde e terenul, noi îi putem sprijini la realizarea infrastructurii pentru acest parc industrial. Asta înseamnă să vină investitorii. În opinia responsabililor Consiliului Județean, lipsa investitorilor se datorează condițiilor de la nivel național. Birocrația și fiscalitatea îi alungă pe cei care ar putea veni aici pentru a-și dezvolta investițiile. La nivel general sau la nivel național, eu cred că și investitorii așteaptă un semnal care, din păcate, încă n-a apărut, de îmbunătățirea climatului economic. Asta înseamnă scăderea TVA-ului, asta înseamnă scăderea cotei din CAS care aparține angajatorului și care, din păcate, din negocierile cu Fondul Monetar sau la negocierile cu Fondul Monetar n-a reușit să fie obținută, cel puțin în faza asta. Și cred că investitorii străini așteaptă semnale de genul ăsta, ca fiscalitatea, care și așa e cam împovărătoare în România, să scadă în așa fel încât să devenim atractiv pentru ei. Asta e unul dintre motivele așa macro-economice pentru care eu cred că încă nu vin investitorii, în afară de contracția, știu eu, a economiei mondiale și faptul că s-au restrâns în general investițiile în zona euro, pentru că ele, uitați, în China au luat amploare. Conform noii legi, atragerea investitorilor înseamnă realizarea unui parc industrial de cel puțin 25 de hectare, pentru că doar în incinta acestuia se pot acorda facilități. Primarii din Valea Jiului au ridicat de mai multe ori această problemă, ei afirmând că în zonă nu sunt disponibile asemenea locații. Investitorii ar fi nevoiți să se dezvolte pe verticală. Mina Petrila va deveni săptămâna viitoare sală de ședință pentru consilierii locali. Aici va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local, scopul fiind acela de a identifica clădirile unității miniere care ar putea fi salvate de la demolare. Am avut o discuție cu cei din conducerea Minei Petrila, cu cei din conducerea societății de închideri mine, și pe data de 29 vom ține ședința ordinară a Consiliului Local la Mina Petrila. I-am rugat să ne prezinte o situație cu clădirile din incinta minei și prin chestia asta vrem să atragem atenția asupra faptului că Mina Petrila urmează să-și închidă porțile și o parte din activele minei, din punctul meu de vedere, și nu numai al meu, cred că ar trebui păstrate și cred că ar trebui să preia o altă utilitate și nu ar trebui rase de pe fața Pământului și acolo un loc cu Minei Petrila să rămână doar iarbă verde și un indicator care să ne spună că o perioadă de peste 100 și ceva de ani acolo exista Mina Petrila. Responsabilii primăriei Petrila consideră că mineritul este o emblemă pentru Valea Jiului și tocmai de aceea o parte din aceste clădiri ar trebui păstrate. Peste 100 de ani mineritul a fost sursa de venit a locuitorilor din orașul Petrila, a fost viața orașului Petrila și nu cred că îi bine și corect să dăm așa cu piciorul la tot ceea ce a însemnat Mina Petrila. Noi idei avem, avem și idei, avem și sugestii, avem și propuneri. Problema sunt banii. Am solicitat la Ministerul Economiei să redirecționeze banii care sunt alocați pentru închidere, pentru reabilitarea clădirilor care noi le-am propus să rămână și pentru a ne ajuta să creăm acolo un mic muzeu. Sunt multe obiective care, din punctul meu de vedere, ar putea fi transformate în muzeu și altele ar putea să primească o destinație economică, ar putea fi închiriate către firme care să desfășoare activități economice. Anul trecut la Petrila a avut loc o întâlnire a mai multor personalități care au pus la punct bazele unui proiect menit să salveze câteva clădiri ale unității miniere din localitate.
Reprezentanții elevilor de la Școala Generală din Colonia Municipiului Petroșani, aflat în subordinea Colegiului Tehnic Dimitrie Leonida, au participat la o acțiune dedicată îmbunătățirii relațiilor dintre unitățile școlare din Europa. Acțiunea a fost organizată în localitatea spaniolă Merida, unde au fost prezenți elevi și cadre didactice din România, Italia, Polonia, Finlanda, Turcia, Estonia și Spania. România a fost reprezentată de o școală generală din Vădeni, județul Brăila, și de către cei din Petroșani. Pentru ei, pentru o Europa unită în primul rând, ei văd modul de viață din țările respective, de asemenea stabilesc contacte cu elevii din din țările participante în cadrul acestui proiect, își exersează limba engleză și, mă rog, celelalte limbi, noi având norocul că studiem în cadrul școlii noastre și limba italiană și limba spaniolă, și cu ocazia asta văd ce înseamnă libera circulație și modul de viață din țările partenere în cadrul acestui proiect. Pe de altă parte, Unitatea Școlară din Petroșani a încheiat recent un parteneriat cu o organizație non-guvernamentală din localitate. Potrivit acordului, liceul a intrat deja în posesia unui laptop performant. Această asociație non-profit a instaurat premiul Margareta Dima. Cu toții, probabil aproape tot municipiul a cunoscut-o pe doamna profesoară Margareta Dima, care, în afară de faptul că a activat în școala noastră peste 30 de ani, a fost și inspectoarea de specialitate în județul Hunedoara. În memoria dânsei a fost instaurat acest premiu, care va fi acordat șefului de promoție și va consta într-un laptop performant. Pot să spun că acest laptop a și fost adus la școală și elevii au posibilitatea să-l vadă. Cu ocazia asta pot să concureze între ei un stimulent și într-un obiect material. De asemenea, mai avem din partea firmei propus un premiu în bani pentru absolventul din seria curentă care va avea media cea mai mare la bacalaureat. Dar ca să stimulăm și profesorii în activitatea lor, această firmă va dona un premiu în bani și pentru cel mai bun profesor cu cele mai bune rezultate. În altă ordine de idei, luni, 27 ianuarie, vor fi afișate rezultatele obținute de elevi la simularea examenului de bacalaureat care s-a derulat în cursul acestei săptămâni. Ziua Culturii Naționale va fi marcată din nou la Biblioteca Municipală din Petroșani. De această dată, manifestarea le este dedicată copiilor care fac parte din categoria celor cu cerințe educaționale speciale. Acțiunea se va derula în data de 30 ianuarie și la ea vor participa câțiva copii de la Școala Generală numărul 7 din cartierul Aeroport. În 30 ianuarie vom sărbători pentru a doua oară Ziua Culturii. În 15 ianuarie am sărbătorit-o în data când chiar este. De data aceasta avem ca invitați 10 elevi cu cerințe educaționale speciale și 10 elevi voluntari. Este o activitate extracurriculară în care vom face diferite activități împreună cu copiii. Toate acestea pentru... Deci noi am realizat un program practic pentru 2013-2014 împreună cu doamna profesor Ciurea, având în fiecare lună câte o activitate cu copiii cu cerințe speciale. De data aceasta avem Ziua Culturii. În februarie vom avea Ziua Siguranței pe Internet și așa mai departe. Toate acestea pentru a ameliora participarea emoțională a acestor copii, a-i face să-și îmbunătățească gradul de socializare, de interrelaționare cu cei din jur. Pe de altă parte, Ziua Micii Uniri a fost marcată și la Biblioteca Municipală din Petroșani. Astfel, cu ocazia împlinirii a 155 de ani de la Unirea Principatelor Române, aici a fost organizată o mini-expoziție de carte. Mai multe imobile din Petrila vor intra într-un program de reabilitare termică. Cel puțin, acesta este planul administrației publice din localitate și a unor asociații de proprietari. În acest an vom încerca să finalizăm
actualul program în care suntem și în ședința din 29 încercăm să aprobăm următoarele blocuri care vor intra în programul de reabilitare. Deci asociațiile de locatari care au depus cereri și ne-au transmis că își doresc să intre în programul de reabilitare. Acum o să vedem sub ce formă vom face următorul program de reabilitare, cum va fi el aprobat, în vechea formă sau se va merge pe fonduri europene. Câte imobile ar urma să fie reabilitate? Estimativ? Aproximativ, cred că avem vreo 15 sau 20 de solicitări. În decursul anilor, la Petrila au fost reabilitate mai multe blocuri de locuințe. La fel ca în celelalte localități ale Văii Jiului, unde s-au implementat astfel de programe, și la Petrila banii alocați acestui program au sosit cu întârziere. Meteorologii au anunțat că iarna își va intra pe deplin în drepturi. Astfel, cu începere de vineri seară și până duminică la ora 12, vremea se va înrăutăți, urmând a fi înregistrate precipitații în toată țara. Potrivit meteorologilor, va ninge și în Valea Jiului, cantitatea de precipitații urmând a depăși 20 de litri pe metrul pătrat. În același timp, vântul se va intensifica și va avea viteze de peste 60 de km pe oră, viscolind din soarea. Vremea va deveni geroasă în cursul nopților și al dimineților. Codul galben emis de către Centrul Național de Prognoză Meteorologică este valabil pentru întreaga Valea Jiului.